George Simion ar fi instigat membrii AUR și angajații ai Parlamentului României să falsifice liste de semnături în beneficiul lui Silvestru Șoșoacă. Silvestru Șoșoacă a fost și el chemat la parchetul general în această dimineață pentru că ar fi depus semnături false pentru a candida la Parlamentul European. George Simion, chemat și el la parchet în această anchetă a semnăturilor false. Colega mea, Gabi Mihai, este în legătură directă. Gabi, ce ai aflat despre acest dosar care se complică, se pare? Găsit din informațiile pe care le avem până acum pe surse, se pare că liderul formațiunii politice AUR, George Simion, deputat de altfel, este vizat în acest dosar cu presupuse semnături falsificate al lui Silvestru Șoșoacă și în cadrul anchetei procurorii parchetului general au făcut mai multe cercetări și a reieșit că liderul formațiunii politice, adică George Simion, în data de 9 aprilie a transmis mesaje vocale pe grupurile de comunicare pe care le are către mai mulți membri ai Parlamentului, angajați ai Parlamentului, dar și membri din Partidul AUR, astfel încât aceștia să se adune pentru a strânge aceste semnături, iar în situațiile în care anumite persoane au refuzat să se conformeze, ei bine, George Simion le-a contactat în mod direct, tocmai pentru a le pune în vedere să meargă la sediul organizației pe care o deține, tocmai pentru a strânge acele semnături. Și ulterior, în data de 9 aprilie, spun procurorii parchetului general, la sediul partidului s-au strâns aproximativ 50 de persoane. Unele dintre acestea au rămas și pe timpul nopții la sediul partidului pentru a strânge semnături și totodată și pe data de 10 aprilie. Practic, păi se strângă Gabi, au strâns noaptea semnături? Imediat vă spun cum a stat situația, pentru că aceste persoane, de fapt, trebuiau să falsifice semnături pe liste, iar în cazul în care a fost nevoie de falsificarea a 100.000 de susținători, ei bine, a fost foarte greu să facă aceste semnături, 100.000, decât avea nevoie Silvestru Șoșoacă pentru a-și depune candidatura la alegerile europarlamentare ca independent. Tocmai de aceea s-a recurs și la fotocopierea anumitor liste care au fost deja semnate. Și pentru a-și conspira identitatea și activitățile ilicite, toți cei care strângeau aceste, care făceau aceste semnături în procesul de falsificare a listelor, au inserat în spațiile dedicate datelor de identificare ale celor care au întocmit listele, datele unor persoane reale, dar fără legătură cu aceste persoane, și le-au falsificat semnăturile. A fost foarte greu să se atingă acest prag de 100.000 de semnături, tocmai de aceea ulterior au fotocopiat parte din aceste semnături care au fost deja falsificate. Sunt datele care au venit oficial din partea parchetului general și neoficial. Știm că este vorba despre un deputat, liderul unei formațiuni, însă tot neoficial înțelegem că este vorba despre George Simion, cel care este vizat în această anchetă. Silvestru Șoșoacă a fost ridicat de anchetatori în această dimineață, se află la audieri la parchetul general. George Simion nu este în capitală, însă în următoarele ore ar putea să ajungă și el la parchetul general pentru a fi audiat. Este așadar, în cazul lui, suspiciunea faptului că ar fi instigat mai multe persoane pentru fals și uz de fals. Și, bineînțeles, că vedem și reacția lui George Simion, o reacție care nu a întârziat să apară pe pagina lui de socializare și exact așa cum ne așteptam, George Simion a postat pe Facebook următorul mesaj: indiferent dacă ieșim cu cătușe, indiferent dacă ne oprește internetul, mergeți duminică la vot. Iată că în felul acesta încearcă George Simion să deturneze ancheta. Cert este însă că astăzi Silvestru Șoșoacă este audiat, vor mai fi și alți patru apropiații ai lui acolo, și asta pentru că vedem s-au strâns semnături false pentru depunerea candidaturii lui Silvestru Șoșoacă la alegerile europarlamentare. Era nevoie de 100.000 de semnături depuse la biroul electoral central, care până la urmă e posibil să se dovedească a fi false. Mulțumesc mult pentru intervenția ta.